Bună ziua și bine v-am găsit la Fotomania. Astăzi vom continua seria emisiunilor în care avem un invitat pe care îl fotografiem, invitat persoană publică, îl fotografiem într-o manieră în care, hai să spunem că nu a mai fost fotografiat până acum. În același timp încercăm să aflăm de la el ce rol are fotografia în viața lui și cât de importantă este fotografia pentru o persoană a cărui imagine este urmărită de foarte multă lume. Invitatul de azi este Mihai Testariu. Bună, Mihai! Bună ziua! Îți mulțumesc pentru că ai răspuns invitației. Și vă să intrăm direct în subiect și să te întreb. Tu ești în lumina reflectorului de foarte mult timp. Ai început cu Valahia? 99-2000. Și din punct de vedere al fotografiei, care este rolul fotografiei în viața ta acum și cum s-a schimbat el din 99 până acum? Mă refer atunci, făceai o ședință foto, foloseai pentru două afișe, trei CD-uri. Acum, de când cu explozia social media, s-a întâmplat ceva, nu? Așa. Recunosc cinstit că la început n-am dat importanță fotografiilor, nici măcar lucrului, deci nu puneam preț pe imaginea mea și am greșit. An la rând s-a întâmplat asta, cred că vreo 10 ani nu m-a interesat. Eu, fiindcă am intrat cu dreptul cumva în muzică și cu vocea, nu ca alții acum care intră și în alte maniere, am punctat mai mult vocea și am omis, că pot să spun la modul negativ, că am omis aspectul ăsta și nu-i bine. Am fost criticat de-a lungul anului și tot nu-mi venea minte la cap, chiar și de stiliști, de că nu mă îmbrac la modă, că nu sunt în ultimul trend, că nu știu ce. Și atunci nici nu aveam grijă de lucrul meu. Deci debutul a fost la o casă de discuri cu Valahia, cum spuneai și tu, unde ne s-a făcut o primă ședință foto în prima lună, banală, mi-amintesc și acum că arătam horror și ziua de azi nici nu pot share-ui vreo poze, decât dacă vreau să mi-amintesc cum era. Dar niciun caz să mă mândresc cu pozele și cu imaginea de atunci, după care cred că au trecut ani buni. Mai erau revistele astea pentru tineret, care le mai pozau, dar erau așa două, trei fotografii făcute la un concert sau veneam, nu erau ședințe foto. Undeva mai târziu, cred că după 10 ani de carieră, undeva pe 2008-10, pe acolo au început ședințele foto ca lumea. De fapt, 2007 a fost prima mea ședință profesionistă, foarte târziu. Adică după vreo 9 ani de la lansare am avut o ședință foto ca lumea unde am stat o oră întreagă și mi-am dedicat timpul, sufletul ședinței în sine. Da, acum, de când cu explozia social media, acum, ai nevoie de mult material. Acum eu mă folosesc de când Facebook-ul, Twitter, toate astea, Instagram au luat având. Snapchat, ești pe Snapchat. Sunt și pe Snapchat, n-am rețea să nu fiu, da. Așa, pentru că toate sunt utile pentru promovare. Corect. Am realizat că, de exemplu, Facebook-ul meu e accesat mai mult decât aș merge la o emisiune TV de multe ori și îmi dau seama că o postare inteligentă face mai mult decât mersul până la București, unde mai plătești benzina, că nu-ți decontează nimic benzina. Și decât să dau 2-3 milioane de benzina, mai bine îmi pun o postare interesantă și anunț un nou single, o ședință foto sau ceva. Da. Și evident oamenii sunt mai interesați, vezi numărul de like-uri, vezi un feedback, mai am și pagina oficială și acolo chiar vezi reach-ul întreg. Avantajul exact Facebook-ului că poate fi contorizat foarte... Da, vezi statisticile și interesant. Și e adevărat că am făcut, bine, epoca selfie, că acum e epoca selfie, să zicem așa. Toată lumea își face când ești undeva și ești singur, ce faci? Îți faci un selfie că pierzi momentul. Și selfie-ul ăla contează cum îl faci. Bineînțeles. Bine, eu le-am făcut și cu puțin, cum să zic, pentru că eu cunosc ce înseamnă showbiz-ul, știu că reclama puțin negativă atrage mai mult și atrage mai mulți cititori. De exemplu, o să spun o prostioară, dar interesant. Mi-am făcut o poză în care am zis, eu am de ce mă ține în caz de cutremur și am fost puțin obraznic, nu mai zic cum am făcut poza, dar am știut ce impactul avea și impactul pe Facebook a fost de 1.100.000 de oameni, o singură poză, ceea ce nu mi s-a întâmplat vreodată. E un selfie în oglindă? Da, era în oglindă și mă țineam așa, cu curaj. Și am zis, eu am de ce mă ține în caz de cutremur. Deci, dacă vii cu o obrăznicie și cu o poză făcută, cum să zic, să aibă un mesaj chiar și poza în sine, dar am căutat să fie mediatizat. Și am stat o zi întreagă cu managerea mea, care tot timpul i-am alătă și eram într-un drum spre un concert și am zis, băi, hai să punem ceva, că fusese cu tremur cu o zi înainte. Și am găsit șmecheria și zic, uite, o poză bună la locul ei și pusă la momentul potrivit, a făcut atâta tam-tam de... Plus că noi, persoanele publice, avem nevoie uneori de tam-tam ajutorul nostru. Pentru că e un showbiz dificil, e o junglă, e o concurență foarte mare și atunci nu mai merge doar pe partea artistică. Nu poți să te vinzi acum doar prin ce faci. Engleză e ăla, cu any publicity is good publicity. E adevărat, nu mai sunt adeptul sincer. Eu de vreun an ceva m-am cumințit la loc, eu eram un băiat cu minte. Și de am fost perceput foarte ciudat că lumea nu s-aștepta la mine. Dar eu știam că nu s-aștepta și de aia impactul. Da, nu m-am îmbrăzit, eu sunt același. Am făcut-o din interes, internațional, ca să-mi revin un pic, să revin în atenția publicului. Deci, revin la fotografii. Dacă le faci șmecherește, dacă le găsești un rost și le pui cu un mesaj, cap și un mesaj, le combini și cu un conjunctură anume și cu un moment
talent anume, poți să ai un impact uriaș. Depinde cum le faci. Vorbeam înainte de a ne întâlni că am făcut seama cu câțiva ani o ședință foto cu niște asistente. Vreau să fie o ședință sexy, la fel, da, căutam subiecte tot de presă, dar mi-a trecut perioada aia. Acum mi se pare că trebuie să fiu mai cinstit, așa, mai sincer, trebuie să fiu așa cum sunt eu. Eu sunt un băiat foarte ok. Dar a fost o perioadă de vreo 2-3 ani când m-am jucat un pic cu presa, pentru că dispărusem din, să zic așa, din obiectiv. Și deci, până la urmă, a funcționat? Funcționează. Funcționează pentru că lumea, când ești vorbit, ai șanse mai mari să te chemi în concerte. Când ești uitat, ai șanse mai mici să fii chemat, căutat. Deci chiar dacă ești discutat negativ, pozitiv, întotdeauna vei găsi adepții ai tăi. Întotdeauna vor fi oameni care te plac așa cum ești. Și odată cu explozia rețelelor sociale, mai am un fenomen foarte interesant, care, nu știu, denumit generic așa, hater, nu? Da. Acum nu știu exact definiția haterului. Mulți consideră că orice, pe orice subiect, dacă nu ești de acord cu persoana respectivă, ești hater. Nu e așa. Da, eu percep, contrazici un pic, eu percept haterul ca ăla care comentează total de aiurea, nejustificat. Adică, ok, să spunem că eu văd o fotografie de-a ta și nu-mi place ceva. Deci tu ești contra orice aș face, că asta e un hater. Dar nu-i vorba de asta și poate nu se neapărat hater, de-aia habar, nu știu cum să-i spune, aia care vorbesc doar ca să... să se afle întreabă. Genul de oameni care, știu, poate în fața ta nu ți-a spus niciodată nimic, n-ar avea fost că, vai, Mihai, dar acolo în fața calculatorului, ei cu tastatura se simt foarte... Una este când, la un moment dat, poate nu-mi place de ceva la un alt artist, neapărat la tine. Și una este să-i spun părerea sinceră, uite, din punctul meu de vedere, părerea mea așa, și poate să fii de acord sau nu cu ea, dar să fii justificată. Și alta este să încep cu fel de miștouri dintre astea, la care, ai văzut, noi ne pricepem foarte bine și la fotbal, și la muzică, și noi suntem... Politică suntem... Și încep și arunci așa cu pastile dintre astea, doar eu am mai purtat conversații cu hateri în ghilimele și le-am explicat că frumos ar fi dacă au ceva să-mi spună, să-mi spună pe privat. Când o fac pe public, înseamnă că vor ei să iasă exact, în evidență. Exact, exact. Și le-am zis, păi dacă ai făcut-o public, înseamnă că tu ai vrut să fii cocoș, nu? Scrie-i pe privat, bă, nu-mi place aia, că poți să-mi spui că eu sunt... Te afectează hateri? Când... e scris civilizat, nu mă afectează. Și de chiar las comentarii. Nu, că sunt care sunt împotrivă. Îmi pun o poză, da, și zic ce părere aveți. Nu prea fac eu asta, dar să zicem, da? Și normal că din 50 de comentarii, 30 zic super, 20 zic horror. Că, na, părerile, gusturile nu se discută. Acum, dar nu le bani. Când cer părerea, da, dacă unul spune ești un ratat, sau nu știu, acum n-am cuvinte, sau vai ce poză de cacao, ar trebui să, mai bine îți stai capul și îl pui pe alu Smiley. Zic o prostie, mă, știi? Dar sunt comentarii de genul ăsta. Da. Păi când ți-a zis-o așa, la mine înseamnă bani. Eu nu stau de vorbă cu el. Nici nu mai am răbdare de ani de zile și eu îi banez. Efectiv, ca să nu mai intru în contact cu acea persoană sau nu, pentru că el, până la urmă, nu mi-e fan. Și atunci la ce să-l țin în pagină? De ce mi-a dat like la pagină? Ca să facă mișto, știi? Deci dacă sar calul, pe ăștia îi banez. Eu așa reacționez cu hateri. Dacă sunt civilizat sau până la un mod, poate să mă contrareze cumva. Să-mi zic că nu-mi place. Nici așa. Dar nici cu jignire. Când ajungi la jignire, atunci nu discut. Nu sunt stilul, eu nu mă cert, nu sunt certăreț și n-am chef să mă intru în conflicte. Deci la mine tot ponderat funcționează contactul cu haterii. Mihai, când ai făcut ultima ședință foto profesional? Acum 2 ani, dar dacă îți recunosc că e tot în timpul unui videoclip, deci știi cum se leagă lucrurile astea. Da. Filmăm videoclipul și îl rog pe cameraman, nu ne faci niște poze, ca să am și eu, știi? Deci, costumată, zmachiată, ai făcut... Dar am făcut alea, deci spuneam cu asistente. Dar ai făcut vreodată o ședință foto pentru tine, așa de stare, să spun vreo ședință foto profesională, care neapărat să nu trebuie pentru un CD, un concert, pur și simplu, uite, am o altă vârstă și vreau să... Și să... Trebuie să recunoști, dar să mai discutat și cu alte persoane invitate, că da, cam toată lumea are la un dat o mască, nu în sensul rău al cuvântului, ca artist ai o imagine pe care o cumpăr. Și la un moment dat se spune că vreau fotografie în care să nu ții cont. Să fii tu, așa. Da, contează foarte mult. La un moment dat a fost descoperit o tipă foarte interesantă ca fotograf, care ea era bonă la origine. Și au descoperit ăștia într-un târg de vechituri, vreo 100 de filme, deci a făcut niște fotografii geniale, dar pentru ea. Și aici, dacă e să facem o paralelă între muzică și fotografie, și fotografii, noi fotografii, de multe ori fotografiem și pentru ego-ul nostru. Adică faci o fotografie bună cuiva, o pui, primești like, wow, ce fotograf bun ești. În momentul în care fotografiezi doar pentru tine, se consideră că e un nivel foarte înalt. La fel și în postura cealaltă să fii fotografiat. Adică vreau să fac niște fotografii pe care să nu le vadă nimeni, de la care să mă uit eu peste 40 de ani. Și n-am voie să le arăt public dacă... Păi poate... nu ai voie, dar mă refer la faptul că dacă pleci cu gândul că nu le vei arăta și sunt pentru tine... Știi că nu le arăți, cel puțin după ce ajungi cunoscut,
Dacă ai fost taxat de-a lungul anilor, că vezi că ai riduri, că vezi că te-ai îngrășat, că vezi că nu știu ce, normal că țin să ne ascunzi. Și atunci nu le arăt. Eu îmi fac poze, ședințe, foto sau chiar selfie-uri sau ce îmi fac prietenii. Și unii mă tăguiesc și dacă nu-mi place cum arăt, scot tagul și mă scot din tag. Nu-i logic. Dacă îmi place cum arăt, îl pun și mai scriu coment. Te vorbeam în emisiunea trecută cu Alex Floreș, spunea că când a început să devină mai cunoscut și a șters 100 de poze de pe Facebook. Am pățit același lucru. S-a întâmplat am șters folderul întreg și am și rupt poze de astea. Da, nu știu de ce. Sau să faci acela fotografie să-ți pare interesant. Ceea ce în momentul ăsta regret. Acum regret pentru că sunt poze pe care nu, la care nu mai ai acces, că s-au dus odată nebunia. Dar trebuie să păstrezi, că ai să ajungi la 80 de ani și când vei fi super ridat și asta, de aici pleacă, trebuie să le editezi puțin. Aici e o boală, editarea asta, Photoshop-ul de ani de zile deja funcționează. Chiar vedeam cum Mariah Carey a fost contestată, criticată, că ea nu arată ca în poze. Niciodată n-ai să vezi. Când o vezi în realitate, e grasă, e nașpa, are șunci, care că a fost mereu, dar ea în poze arată, zici că e... Și sunt și de ale noastre care își editează și costă și editările astea și ele vor să arate perfect pentru că, de exemplu, eu pe Mariah Carey, eu am fost fan de ea, știu despre ea, eu am iubit-o pentru voce, dar știind-o doar din poze și din videoclip, am zis că e wow. Dacă aș vedea-o, oare m-aș putea răzgândi în privința... Nu știu, tot timpul m-am gândit, bă, dacă o vezi în realitate, te mai răzgândești puțin, așa și la mine. Sunt unii oameni de la țară care eu sunt fani, da? Și nu m-au văzut în veci, pe viu. Și tot timpul zic, oare ăștia, dacă mă știu numai de la televizor și din poze, cred că zic, mamă, super, dacă nu m-or vedea mititel, așa și nu știu, tot timpul am zis. Depinde foarte mult pe ce taxe. Așa e. Păi atunci noi o să ne apucăm de treabă, vom face câteva fotografii, așa, mai neapărat, exact în genul în care mai natural, vrei să faci, mai naturale, dar așa, mai pentru, să ai nevoie, poate pentru un afiș, pentru un alta. După care vom face câteva nebunii de ale mele, în care vom deforma puțin realitatea într-un mod creativ, sper eu. Super. Ne apucăm de treabă? Da. Acum ne vom uita pe fotografii, dar înainte de asta câteva cuvinte despre interviu și despre cum a abordat ședința în general. Interviul a fost foarte ok, Mihai e un tip foarte sincer, foarte direct, a recunoscut, mi-a plăcut lucrul ăsta cum a recunoscut că la un moment dat a avut așa o perioadă mai controversată când posta fel de fotografii și lumea se întreba de ce face lucrul ăsta, ați văzut că a spus, a încercat să se joace un pic cu presa în general și cu tot ce înseamnă mass media. Dacă ar fi să facem o paralelă între fotografie și muzică, eu nu recomand genul ăsta, am și spus în interviu, se cheamă Any publicity is good publicity, orice publicitate bună.
În fotografie n-aș spune chiar același lucru. Chiar discutam zilele trecute cu cineva, cu un fotocursant de la școală și îmi spunea că sunt acum fel de grupuri de fotografie și o strategie, între ghilimele, ar fi asta, să postezi fotografii mai controversate doar ca să, știu, să ai multe comentarii, să fii oarecum băgat în seamă. Nu mi se pare un lucru tocmai ok. Sau, de exemplu, e un grup de fotografie, atunci când vrei să fii mai băgat în seamă sau like-uri, așa, postezi un nud. Nudurile sunt foarte interesante ca fotografii, dar nu orice fund dezgolit înseamnă un nud sau ce obțin un nud de calitate. Deci, depinde fiecare cum își face calculele, dar mie mi se pare că în momentul în care, sau măcar în momentul în care vrei să atragi o controversă asupra ta, o printr-o controversă să atrage atenția asupra ta, măcar să fii foarte sigur că ai ce să arăți. În momentul în care mai mulți ochi se uită către tine, te vor analiza mai în detaliu și atunci dacă descoperă că de fapt e fum și atât, nu te ajută cu nimic. Iar în legătură cu celălalt subiect abordat în interviu, cu partea asta de hateri, părerea mea despre hateri am mai spus-o și în alte emisiuni și mă refer acum la fotografie. Da, sunt momente în care, sincer, nu înțeleg. Sunt fotografii, cel puțin un fotograf foarte bun pe care îl urmăresc. Inevitabil, la un moment dat, indiferent cât de bun ești, apare unul sau altul și începe să comenteze, să contrazică. Acum, e o linie foarte fină, și am mai discutat asta, între hater real, adică partea de a comenta total gratuit și total aiurea, doar așa ca să te bagi în seamă, și a contrazice cu argumente pe cineva, fie și un fotograf foarte bun. Și am spus că nici nu trebuie să cădem în extrema cealaltă, în care dacă un fotograf a ajuns să fie foarte cunoscut, toată lumea să vină să-i aducă numai lauri și, indiferent dacă, știu, face ceva mediocru, să lăudăm, să nu fii critic. E bine să te uiți cu un ochi critic la absolut orice fotograf, pentru că așa înveți și te dezvolți și abilitățile tale foarte, foarte bine, dar pe de altă parte să cauți să ajungi în atenția cuiva doar prin faptul că arunci cu vorbe așa nefondate în stânga și în dreapta, nu mi se pare tocmai ok. Dar apropo de partea asta cu haterii, asta mi-a dat și o idee, ca să spun așa, în felul cum am abordat ședința cu Mihai. Știam că o să fie dificil de fotografia, dificil din punctul meu de vedere, pentru că am convenit cu el că vom face câteva, și ne uităm ea pe fotografii, vom face câteva fotografii, așa, normale, simple, ok, pe care se le poată folosi în concerte și, în fine, pe afișe, la viitoare proiecte ale lui. Dar, cum am spus încă de la început, caut să fac și altfel de fotografii. Deci nu doar asta. Nu e suficient să ai lumină bună, expunere și mai știu ce, și să fii mulțumit. Și atunci am vorbit cu el și am spus, hai să pornim de la chestia asta cu haterii, de la faptul că la un moment dat a fost destul de implicat, cum spunea și el, în fenomenul ăsta, în sensul în care se implica foarte mult și răspundea, în fine, intra în dialog cu hateri sau, în fine, oameni care contraziceau și se băgau în seamă de grea. Și atunci am zis că hai să ne folosim puțin de creativitatea pe care ți-o oferă fotografia și să creăm așa o serie de fotografii, care am folosit un obiectiv ultra-wide, am deformat foarte mult anumite părți ale corpului și am încercat să, nu știu, să creăm imaginea unui om care nu-i pasă atât de mult. Am fotografie în care am deformat foarte mâinile sau picioarele și este deasupra a tot ce înseamnă fenomenul ăsta, pentru că, după cum spunea și el, acum e într-o perioadă mai zen, în care s-a potolit, nu mai este atât de implicat, nu mai se ceartă cu toată lumea, și am încercat să redau chestia asta și în fotografii. Prima ținută a avut o cămașă cu niște bretele, am fotografiat pe fundal negru, ca și aparatură folosită, am folosit ambele aparate, pe una am avut 70-200, după care l-am schimbat cu 85-1.8 și pe al doilea aparat am avut un 16-35 cu F4. Pe acela l-am folosit la fotografie de care vă spuneam mai devreme, în care am distorsionat foarte mult anumite părți ale corpului. Vreau că am început câteva cadre clasice, a fost o lumină din fața, din lateral, ne-am jucat și cu stilul de iluminare. Am mers foarte mult pe lumina așa puțin mai dramatică, la castel de iluminare Rembrandt, în care Rembrandt înseamnă atunci când lumina vine într-o parte și pe partea întunecată se creează sub ochi un triunghi de lumină, faimosul triunghi al lui Rembrandt.
Din partea opusă aveam un softbox strip pentru a avea un kicker din spate să îl delimiteze mai ușor de fundal. Au și niște fotografii ok, un pic mai liniștite. Am mai spus-o că în general încep într-un stil crescendo, încep de la fotografii mai liniștite și pe parcursul ședinței încerc să cresc ritmul pentru a, odată cu nivelul de energie, să cresc foarte mult și ritmul din punctul ăsta de vedere. Și tot la ținuta aceasta cu cămașa și cu bretelele, la un moment dat spuneam că am schimbat obiectivul și am făcut câteva cadre cu 16-35, în care am deformat foarte mult mâinile și am început seria de fotografii de care vă spuneam, știu, în care mâinile lui aproape că simți că ies din fotografie și te apuc așa de gât, da, cu dedicație specială pentru hater, nu doar a lui, dar așa, în general. Un alt aspect legat de ședințele astea, și simt să spun că am fost întrebat după primele două emisiuni, vis-a-vis de faimosul aparat pe film, care mă vedeți la making of-uri că fotografiez. Da, e o achiziție recent, îmi place tare mult. Îmi place tare mult pentru că și în momentul în care l-am cumpărat, nu a fost așa ca o fiță. Este un aparat foarte bun din punct de vedere optic, are absolut totul manual pe el, dar dacă te descurci să-ți faci treaba, fotografiile sunt de o calitate excepțională. Este pe film, iar partea interesantă pe film lat, de 6x6, pe format pătrat, partea foarte interesantă la aparatul ăsta este că spatele este detașabil și poți să ai într-o parte film alb-negru, într-o parte film color, să schimbi, deci faci două fotografii, ai schimbat și ai pus un alt spate cu alt film și îți faci treaba, poți să-i pui și spate digital, adică unui aparat care de fapt e de 30-40 de ani piață. Și la un moment dat m-a întrebat cineva, că mă tot vede că scot fotografii din el sau nu știu cum s-a exprimat. Într-adevăr, sunt în genul ăsta de... am un spate cu hârtie polaroid și pur și simplu îi faci fotografia, ai scos-o și în două minute cât lucrează, cât trebuie să se developeze acolo fotografia, o ai direct. În mod normal, genul ăsta de spate cu hârtie polaroid era gândită pentru, el fiind un aparat de studio, era gândită mai mult de către fotograf pentru a testa expunerea. Acum numai nu erau într-o eră digitală, făceai o fotografie pentru a vedea că totul este ok din punct de vedere al expunerii, cu luminile pe care le aveai, după care îți puneai spatele cu film și îți făceai treaba așa cum trebuie. Ok, după care s-a schimbat în a doua ținută, cea cu tricou și vesta. Făcut din nou câteva fotografii mai așa de stare, destul de interesante, după care am zis să introducem puțin dinamism și am spus, poate se vede și pe making of, am spus, Mihai, vreau să vorbești tot timpul cu mine, de tot timpul discutăm, mai povestim, eu cam asta fac tot timpul, în timp ce fac ședințele foto, nu sunt mut, adică las doar muzica în studio și restul doar indicațiile legate de posing, vorbești pentru că așa reușești să scoți niște stări pe care altfel n-ai putea să le surprinzi. Și au fost puțin mai dinamici, am spus ok, vis-a-vis de posing nu prea am intervenit, avea el câteva posturi așa favorite, ca să spun așa, dar mi-a spus ok, gândește-te că ești într-un concert și mi-a povestit la un moment dat cum chiar într-un concert de aseară, de fapt cu o zi înainte, a încercat o mișcare, între asta o întoarcere, o brusucire și a spus ok, eu stau aici, îmi fac treaba mea și tu închipuiesc că ești în concert și faci mișcarea asta. Am încercat de vreo două, trei ori mișcarea și au ieșit niște cadre interesante în care într-una era aproape dezechilibrat, dar sunt în fine foarte, foarte naturale. Și de fapt, multe din cadrele pe care le vedeți și în fereastră sunt surprinse, sunt momente dintre momente, dar care sunt mult mai interesante decât cadrele, știu, standard, așa, regizate. Bun, și am ajuns și la momentul la care am încercat să scot ceva mai sincer din fotografiile astea. Sincer, când spun sincer, mă refer la o expresie foarte sinceră și foarte simplă, dincolo de, știu, ceea ce oferă el în mod normal, în concerte și în aparițiile lui publice. L-am așezat pe faimosul scaunel și am spus, Mihai, acum o să încerc să te hipnotizez. Am eu câteva melodii care au așa darul ăsta de a induce într-o stare. Și au ieșit câteva cadre destul de ok, simple, interesante. Am spus să stea într-o poziție comodă,
general, când dacă vrei să scoți o anumită stare din om, nu încerci să faci lucrul ăsta într-o poziție foarte pozată sau foarte rigidă. Iar lucrul ăsta, că m-a întrebat la un dat cineva cu ochii închiși, asta cu sau fără muzică, cred că m-a explicat la un moment dat într-o emisiune, în momentul în care închizi ochii și când prima oară când îi deschizi, e ca și cum îți dai reset, cum dai reset în calculator. Se întâmplă ceva extraordinar, pentru că emoțiile care ajung pe fața ta au nevoie de un delay. Și în momentul, exact cum se instalează un program și îți spuneam dacă se mai durează. Și atunci, de fiecare dată când închizi și deschizi ochii, se întâmplă ceva, combinat și cu un pic de muzică și cu o energie care trebuie, poate oferi o șansă să iasă o fotografie un pic mai sinceră. Nu e rezultatul garantat, dar merită să încercați lucrul ăsta. Și în final ne-am jucat din nou cu obiectivul acela ultra-wide și am făcut o serie de cadre în care am amplificat mâinile, m-am luat un punct de stație jos și am amplificat partea de jos cu mâinile și picioarele și în principiu v-am spus că era vorba așa de un mesaj, de o metaforă, dacă vrei, deși cam pretențios spus, care să arate că este un om care are, până la urmă, de fapt fiecare dintre noi, avem soarta în propriile mâini și felul în care ne comportăm, felul în care răspundem provocărilor sau celorlalți, depinde numai și numai de noi. Încep să-mi placă destul de mult și a devenit așa, aproape în orice ședință folosesc și genul ăsta de distorsionare de fotografie, pentru că e până la urmă un mijloc creativ foarte interesant, am discutat și data trecută, de care, din păcate, foarte multă lume se ferește, tocmai din cauza, nu știu, comentariilor pe diverse grupuri în care, dar de ce ai amplificat, de ce ai făcut asta, uite că se vede mâna prea mare sau piciorul prea mare. Dacă asta vrei să faci, atunci este totul ok. Până la urmă, noi ca fotografi avem aparatul ăsta foto, că este mai scump, că este mai ieftin, care tot vorbește toată lumea. Ne oferă posibilitatea să deformăm lucrurile în felul nostru, nu neapărat să le deformăm, dar să ne creăm propria realitate. Mi-aduc aminte un citat de Picasso, spunea la un moment dat că I paint what I feel, not what I see. Pictez ceea ce simt, nu ceea ce văd. La fel și în fotografie. Sunt foarte multe mijloace prin care putem să schimbăm felul, practic să arătăm lumii felul în care vedem noi lucrurile și nu trebuie să ne fie frică să le folosim. Până la urmă, fotografia, o fotografie bună, nu înseamnă doar o expunere corectă, sharp, lumină bună și atât. E felul în care fotograful vede lumea. În felul în care el vede bucățica aia de lume care o cuprinde în fotografia respectivă. Și în momentul în care o părticică din voi, stilul vostru, felul vostru de a gândi, începe să se vadă în fotografiile pe care le faceți, atunci nu aveți niciun motiv să ezitați, să vă întrebați dacă sunteți sau nu sunteți pe drumul cel bun. Asta este cel mai important lucru. Până data viitoare, lumină bună!